Începând de joi 20 iunie, în Timișoara vor funcționa 4 puncte de prim ajutor pentru perioada de caniculă. Administrația locală asigură aprovizionarea cu apă îmbuteliată, iar Direcția de Sănătate Publică pune la dispoziție personalul sanitar. Punctele de prim ajutor sunt amplasate în interiorul următoarelor locații: Oficiul Poștal numărul 1 Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 numărul 2, Opera Română Timișoara, Agenda de Bilete, Strada Mărăști numărul 2, Oficiul Poștal numărul 5, Ghișeul numărul 1, Timișoara, Strada 1 Decembrie numărul 90 și Piața Agroalimentară Iosefin Timișoara. Punctele funcționează zilnic între orele 10-18 în spații climatizate. Primăria Municipiului Timișoara cooperează cu Direcția de Sănătate Publică Timiș și Societatea Română de Cruce Roșie Filiala Timiș pentru stabilirea modalităților de intervenție în caz de caniculă. Pe lângă distribuirea apei potabile, în perioadele de cod portocaliu și roșu se asigură la nevoie și asistență medicală. În peste 90 de locuri din Timișoara, respectiv parcuri, bulevarde și piețe publice, există fântâni forate. În plus, Societatea Aquatim a montat 9 cișmele noi în această primăvară pentru timișoreni și animalele acestora de companie. Pe timpul caniculei se recomandă adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, precum: efectuați deplasările în primele ore ale dimineții sau seara pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul în spații dotate cu aer condiționat. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11-18. Purtați haine legere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe. Mâncați fructe și legume sau iaurt, mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele cu valoare calorică mică. Evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Nu consumați alcool pentru că vă deshidratează.